Prima TV a câștigat meciul cu audiențele pe perioada partidei dintre România și Muntenegru. Ultimul meci din această vară al Naționalei României, difuzat în exclusivitate pe Prima TV, a plasat postul de televiziune pe primul loc în topul televiziunilor. Marți, 14 iunie, pe intervalul partidei dintre România și Muntenegru, între 21:45 și 23:39, Prima TV a fost pe locul întâi, atât la nivel național, urban, cât și pe targetul comercial 18:54 urban. La nivel național, audiența medie a fost de peste 1 milion de telespectatori pe minut, iar în minutul de aur, la 22 și 27, peste 1,4 milioane de telespectatori urmăreau la Prima TV meciul tricolorilor. Potrivit datelor Kantar Media, pe targetul comercial 18:54 urban, Prima TV a avut peste 300.000 de telespectatori în fața micului ecran, o cotă de piață de 21,9% și 6,3 puncte de rating. Pe targetul All Național, postul de televiziune din portofoliul Clever Media a fost urmărit în medie de peste 1 milion de telespectatori, cu o cotă de piață de 17,2% și 6,1 puncte de rating. Și la orașe, Prima TV a fost lider absolut, surclasând toate celelalte televiziuni. Pe perioada meciului dintre România și Muntenegru, 619.000 de români așteptau cu sufletul la gură deznodământul partidei. Prima TV a înregistrat o cotă de piață de 18,7% și 6,5 puncte de rating. Prima TV a avut o creștere de 4 ori pe target și s-a triplat în mediul all-urban. Tot jucăm când joacă România!